În cazul tinerei găsite moarte pe câmp din Bihor, victima era un membru important al UDMR. După ce principalul suspect ar fi fost prins de polițiști, organizația politică a postat un mesaj de condoleanță în mediul online. Din informațiile disponibile până acum, se pare că ar fi vorba de o crimă comisă din dragoste. Criminalul ar fi un bărbat în vârstă de 43 de ani, fost cadru didactic la Universitatea Sapiențea din Cluj-Napoca. Acesta așa ar fi omorât iubita, iar apoi i-ar fi aruncat corpul pe un câmp din apropierea unei benzinării abandonate, acolo unde polițiștii au găsit și mașina. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere ale benzinării. Crima oribilă din Bihor, care a șocat o țară întreagă, are ecou și în lumea politică. Victima ucisă cu brutalitate și găsită în Bihor era un membru important al UDMR. După ce detaliile despre crimă au devenit publice, iar polițiștii l-au reținut pe principalul suspect, partenerul victimei, organizația politică a postat un mesaj de condoleanțe în mediul online. Am fost șocați când am aflat vestea tragică a morții Beatei Molnar. Bea a fost colega noastră în departamentul principal responsabil cu organizarea socială a UDMR. Ne vom aminti mereu ca un om creativ. Era definită de sensibilitatea, empatia și abilitățile sale de muncă uriașe. Continuă să faci minune acolo sus, Bea. Au transmis cei de la UDMR pe pagina lor oficială de Facebook. Principalul suspect, iubitul tinerei ucise în zona unei stații de carburant, a fost prins de polițiștii din Bihor. Familia victimei a anunțat poliția luni 23 mai, sesizând că femeia a plecat în data de 21 mai cu prietenul său spre localitatea Răchițele și niciunul nu a mai revenit. Mai apoi, autoritățile au reușit să găsească trupul neînsuflețit al femeii, după ce au vizionat o în șir imaginele surprinse de camerele de supraveghere pe șoseaua Cluj-Oradea. Ba mai mult, mașina suspectului a a fost surprinsă trecând prin fața unui magazin din localitatea Cornițel. Același vehicul a fost filmat apoi lângă primăria din Borod după 2 ore și 40 de minute. După căutări intense, oamenii legii au găsit cadavrul în spatele unei benzinării dezafectate. Pentru a nu fi observat, corpul a fost acoperit cu mai mulți saci menajeri. Criminalul era cunoscut drept un om violent. Acesta a fost condamnat în luna martie a anului trecut la un an și trei luni de închisoare, după ce și-a bătut fosta Iubită în plină stradă. Acum, după această crimă îngrozitoare, îl așteaptă ani buni după gratii.